Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi, fiind luni, început de săptămână, am decis să fac un tutorial scurt în care să învățăm modul în care putem face o inimioară și în alt mod, nu doar inimioara croșetată. Eu am aici o inimioară de scârț, pe care astăzi vă voi arăta în ce fel o putem îmbrăca, în ce fel o putem decora cu pamblică și care poate fi parte dintr-un frumos cadou, fie pentru Sfântul Valentin, fie pentru 8 martie sau pentru 1 martie. Pentru doamnele care nu au acest tip de inimioară, se poate face o inimioară din carton. Desenați frumos și decupată în formă de inimioară, se poate îmbrăca. Eu am decis astăzi să fac, pentru că aici găsesc astfel de inimioare. Și pentru aceasta voi avea nevoie de pamblică de culoare roșie. Pamblica mea are o lățime de 3,8 cm. Pamblică tot de culoare roșie cu lățime de 1 cm. Apoi vom avea nevoie, așa cum ați văzut aici în cutie, de un ac foarte, foarte lung, un ac egal cu cele pentru care se cos plapumele. Dacă vedeți, acul meu este deja îndoit de cât de mult l-am folosit. Cu acesta noi vom lucra mici trandafirași, mici floricele cu care vom decora inimioara. Apoi vom avea nevoie de mărgele la metru. Dacă nu aveți mărgele la metru, puteți să folosiți mărgelele obișnuite. Și apoi, din nou, eu voi decora cu mărgeluțe mai micuțe, de culoare alb și de culoare roșie. Vom avea nevoie de lipiciul lichid, de silicon, de brichetă, vom avea nevoie de foarfece și, nu în ultimul rând, vom avea nevoie și de o riglă. Acum voi începe prin a vă arăta modul în care putem confecționa mici trandafirași cu care să decorăm inimioara. Pentru fiecare floricică vom avea nevoie exact de o lungime de riglă. Deci cât este rigla de lungă. Vom tăia astfel. Și imediat vă voi arăta modul în care pot fi lucrate aceste floricele micuțe. Vom lua pamblicuța de mătase, vom tăia aici în colț, în felul acesta, pentru că această parte va fi necesară să o introducem în ac. După care vom lua acul și vom stabili o anumită măsură. Pentru a ieși mai bogată, mai frumoasă, nu vom lua o măsură prea mare. Vom ține unghia aici, deci nu vom mișca. În momentul în care ne-am fixat măsura, vom pune pe pamblicuță, în felul acesta. Și vom începe creând aceste mici pliuri pe care apoi le vom ține cu unghia aici. După care îndreptăm din nou pamblicuța și vom face din nou aceleași mișcări, aceleași pliuri pe care le ținem strâns aici. Nu este greu, cel puțin mie nu mi se pare greu, este foarte ușor de lucrat, vedeți?
felul acesta, adunând materialul aici, vedeți, înaintăm. Depinde de cât, de ce distanță luăm. În general, vom face în jur de 13, 14, maxim 15 astfel de pliuri. În momentul în care am terminat de pliat pamblica, încet, încet, ținând strâns, vom aluneca cu pamblica către coada acului, vom introduce această parte pe care am tăiat-o, vedeți, o vom introduce puțin în ac, nu foarte mult, așa, voi împinge în sus toate aceste pliuri și, ținând strâns cu mâna, voi începe să întorc acul. Întorcând acul, vedeți, în felul acesta, rotindu-l, noi creăm aici un mic trandafiraș. Uitați-vă! În momentul în care am ajuns în această fază a lucrului, ținând strâns, întoarcem și încet vom trage acul. În momentul în care a ieșit afară, vom trage și am scos capătul pe care l-am tăiat la început. O dau un pic deoparte. Acum, ce vom face? Vom sigila țesutul cu bricheta. Și în felul acesta, uitați-vă, am obținut această floricică, acest mic trandafiraș. Voi face un altul pentru a vă arăta încă o dată modul în care putem lucra. Să știți că așa la prima vedere totul pare foarte greoi. Însă când veți încerca, bineînțeles, la început este posibil chiar să greșiți, pentru că nimeni nu este perfect, dar când veți lucra după ce ați făcut 2-3 astfel de floricele, veți vedea cât de ușor este să le realizați. Deci vom face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și a 15, așa cum vă spuneam. Chiar dacă ultima vă iese un pic mai micuță, nu vă preocupați, trebuie să o prindeți cu acul, alunecând înspre coada acului, ținând strâns. Vom introduce acest capăt în ac, exact ca și cum am introduce un fir de ață. Așa, împingem în sus toată partea pe care am pliat-o și din nou, cum vă spuneam, ținând strâns, rotim acul. Până când ajungem la forma dorită, vedeți? Iar acum, ținând așa cu mâna, voi scoate acul și uitați-vă, firul a ieșit singur. Acum vom sigila și am făcut un nou trandafiraș. După ce am făcut o serie de astfel de trandafiri, eu i-am deja pregătit dinainte, pentru a nu vă ține foarte mult timp. Vom îmbrăca inimioara cu pamblica, care vă spuneam, care are o lățime de 3,8 cm. Voi măsura exact aici lungimea inimioarei, vedeți? Chiar dacă este transparentă, nu are nicio importanță. Și
Nu voi îmbrăca toată inimioara de o parte și de cealaltă. Voi îmbrăca doar jumătate, deci prima jumătate de inimioară. Voi începe de aici, de la această jumătate. Voi tăia un pic materialul. Deci voi tăia două părți egale. De aceste două părți avem nevoie. Așa, iar acum voi aplica lipiciul lichid. Dar înainte de a aplica lipiciul lichid, voi sigila țesutul. Cu bricheta voi trece un pic de o parte și de cealaltă. Așa. În felul acesta țesutul nu se va desface. Apoi, cum vă spuneam, cu lipiciul lichid voi aplica pe marginea inimioarei. Și un pic aici pe mijloc. Iar acum voi pune pămblicuța. Voi începe de la partea de jos și voi lipi pe inimioară, fără să mă preocup că aici nu va veni perfect. Important este ca această parte care este vizibilă să fie perfectă. Partea din spate va veni îmbrăcată în floricelele pe care le-ați văzut că le-am făcut mai devreme. Unde este nevoie, mai adăugăm un pic de lipit. Bineînțeles că ne vom murdări un pic, asta nu are nicio importanță, pentru că important este ca ceea ce reușim să obținem la urmă să fie ceva frumos, ceva atrăgător, ceva plăcut la vedere și veți vedea că așa va fi, de fapt, ceea ce vom realiza. Unicul lucru de care avem nevoie este un pic de răbdare. Și apoi, cum vă spuneam, nu vă preocupați că această parte se prezintă în acest mod. Acum, după ce am lipit prima parte, am îmbrăcat deci prima jumătate de inimioară, voi întoarce inimioara pe partea cealaltă și voi face aceeași procedură. În primul rând, voi pune lipiciul lichid. Apoi voi pune aici, pe mijloc, voi face o dungă, pentru că în felul acesta îi vom da stabilitate. Și vom aplica cealaltă parte de pamblică pe partea opusă. Deci, vedeți? Este partea opusă. Sunt câteva zile de când mă gândesc să realizez pentru dumneavoastră această inimioară. Este fantezie, să spunem așa,
Eu am mai lucrat-o anul trecut și, așa cum vă spuneam, ceea ce vă arăt acum este practic ceea ce mi-am inventat eu. Am văzut inimioare îmbrăcate în diferite moduri, însă eu am optat pentru varianta mea. Mie îmi place să mă inspir, să fac lucrări unice, așa cum v-am spus întotdeauna. Foarte puține dintre lucrările mele sunt egale. Întotdeauna, pe măsură ce lucrez, îmi vin idei și lucrez după imaginație. Deci acum că am reușit să îmbrac cele două părți ale inimioarei, nu vă speriați dacă arată în felul acesta, nu este o problemă. Vedeți? Deci avem o jumătate și jumătatea opusă. Pe noi aceste ne interesează să fie perfecte. Acum, voi aplica mărgeluțele la metru. Ar fi cele mai indicate pentru că vă va fi mult mai ușor să le lipiți, să le aplicați. În caz că nu aveți aceste mărgeluțe la metru, puteți pune celelalte mărgeluțe normale, să le puneți șirag. Așa. Acum eu voi lipi mărgeluțele. Voi începe de aici, din mijloc, și încet voi da de jur împrejur, deci voi contura practic inimioara. Ținem un pic apăsat, ele se vor lipi cu ușurință. Așa. Voi face și cealaltă jumătate. De aceea este nevoie aici numai decât de lipici, de silicon. Așa. Voi continua să îmbrac și această parte. Când am ajuns aici unde consider eu că este necesar, voi tăia mărgeluțele, voi scurta. Și uitați-vă ceea ce am obținut până acum. Acum urmează partea cea mai interesantă. Partea interesantă și partea cea mai artistică, să spunem așa. Eu mă voi folosi de acest etichetă, să spunem așa, care mă reprezintă și încet, încet voi lua fiecare trandafiraș pe care l-am lucrat, voi aplica pe spate, aici unde am sigilat materialul cu bricheta, un pic de lipici. Și voi începe să îmbrac inimioara. Voi începe să o îmbrac de aici, de jos, pe partea opusă. Deci partea care a rămas neîmbrăcată în pămblicuță. Vom îmbrăca în modul în care să acoperim toată suprafața. Pentru această inimioară așa micuță nu este nevoie de foarte mulți trandafirași.
Important este să-i lipim bine. Vom continua să îmbrăcăm această jumătate de inimioară. După cum vedeți, este ușor de făcut. Unicul lucru care vi se va părea greu la început vor fi trandafirașii, dar veți vedea că odată ce ați făcut 2-3 trandafirași, apoi mâna vi se dă și veți lucra foarte ușor și cu rapiditate. Eu anul trecut mă gândeam să creez niște aranjamente, dar cu ceva deosebit, ceva ieșit din comun. Deci să nu imit pe nimeni, să fie totul creat de mine. Și în felul acesta mi-a venit această idee. Vreau să vă spun că au avut foarte mare succes inimioarele mele. Cu ele am făcut anumite aranjamente, apoi, bineînțeles, nu știu dacă astăzi, poate în seara aceasta, când îmi pregătesc tot ceea ce este necesar, vom face un aranjament pe pahar. Să vă arăt în ce fel puteți face un astfel de aranjament și apoi veți vedea ce frumusețe reușiți să creați singure în felul acesta. Ține un pic apăsat, așa. Iar aici voi avea nevoie de o altă inimioară, de o altă floricică, scuzați. Deci voi aplica ultima aici. Și uitați-vă că această parte deja este gata. În felul acesta. Astfel vom îmbrăca și cealaltă parte. Acum eu voi lucra singură, iar noi ne vom întâlni când vom termina de îmbrăcat și această nouă parte, cea de-a doua. Iată că am terminat de îmbrăcat inimioara. Uitați-vă ce aspect frumos, ce aspect delicat are. Mie îmi place foarte mult acest
model, așa cum vă spuneam, este foarte diafan, foarte foarte frumos. E un drept să vă spun, sunt foarte foarte încântată de aceasta. Acum, așa cum vă spuneam, vom avea nevoie fie de mărgeluțe albe, fie de mărgeluțe roșii. Aceasta este la atitudinea dumneavoastră. Însă ce voi face? Din loc în loc, eu voi aplica câte o mărgeluță albă pe această jumătate de inimioară, care este îmbrăcată doar în pămblicuță. Așa, pentru a-i da un aspect cât mai frumos, o aplic cu penseta pentru a nu mă murdări de lipici. Încerc să le pun cât de cât în mod un pic regulat. Vedeți, chiar și cu penseta ele se lipesc. Aceasta este partea delicată. Voi încerca să le pun cu mâna. Așa. Oricum am nevoie de penseta. Nu mult, să nu fie prea încărcat, dar câte o mărgeluță pe aici pe acolo dă o notă de eleganță și apoi va fi foarte atrăgătoare inimioara noastră. O las să cadă pe picătura de lipici. Vedeți, în felul acesta așa se aplica una și aici. Aceasta îmi va face un pic probleme. Așa. Așa. Și uitați-vă ce frumușică este această parte. Cel puțin mie așa mi se pare. Acum voi întoarce pe partea cealaltă și voi proceda în același mod. Deci voi aplica din loc în loc un pic de lipici lichid. După care voi distribui mărgeluțele. Așa, încât să nu fie foarte, foarte simplu, pentru că dacă nu aplicăm ceva de partea aceasta, va părea că este neterminată. În felul acesta noi îi dăm un aspect foarte plăcut acestei micuțe inimioare și dacă o veți lucra, să știți cu siguranță, veți avea succes. Cum vă spuneam, eu am avut un mare succes cu aceste inimioare. De aceea am hotărât să vă arăt și dumneavoastră cum se pot lucra. Ia uitați-vă cât de frumoasă este. Sper să vă placă. Întorc și pe partea aceasta să vedeți. Așa. Cu ea puteți decora
un coșuleț, o puneți într-un coșuleț, cum am eu aici, un coșuleț, ia să vedem, poate să stea. Bineînțeles, cred că un coșuleț fără tortiță va fi mult mai adaptat. Eu am pus-o așa doar ca să vedeți dumneavoastră. Cred că mi s-a luat o mărgeluță de aici, pentru că trebuie să le las să se usuce, da, așa. Le voi lăsa să se usuce bine și apoi, așa cum vă spuneam, cred că în seara aceasta vom face împreună un aranjament pe pahar, un aranjament care va uimi pe cei care îl vor vedea. Eu sper să vă placă, aștept părerile dumneavoastră, aștept să văd reacțiile pe care le aveți la acest tip de lucrări. Vă rog, dacă din întâmplare vedeți aceste tutoriale, vă rog să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Așa cum am spus întotdeauna, repet și acum, înscrierea și vizionarea tutorialelor este gratuită și acestea mă ajută să mențin canalul sus. Un like din partea dumneavoastră, o distribuire mă vor ajuta foarte mult, îmi dau curajul să merg mai departe, să vă prezint și alte lucrări. Bineînțeles, ne vom întoarce și la croșetat și la împletit. Încet, încet vom învăța câte un pic din tot ceea ce știu. Vă rog să nu uitați să lăsați un comentariu dacă aveți nedumeriri, dacă nu înțelegeți ceva, puteți să mă contactați, eu vă voi răspunde în cel mai scurt timp posibil și vă doresc o după amiază plăcută. Sunt Tatiana Andrieș și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!